Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. 188 de pacienți infectați de COVID-19 sunt în stare gravă. Dintre aceștia, 17 sunt intubați. Datele au fost prezentate în această dimineață de ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, care a mai anunțat că în ultimele 24 de ore, 24 de pacienți au fost externați după ce au fost tratați de coronavirus. Astfel, numărul celor care s-au tratat a ajuns la 134. În același timp, 135 de persoane diagnosticate cu forme ușoare de COVID-19 urmează tratament la domiciliu și sunt supravegheată de medicul de familie. Avem 1712 cazuri confirmate. Au fost procesate 8149 de teste în condiții de laborator. Cazuri de import avem 123. Cazuri secundare cu transmitere locală 1589. În stare gravă sunt 188 de persoane. Gravitate medie 488. Avem 17 persoane care sunt intubate, respectiv sunt la respirație asistată, 8 dintre care sunt la Institutul de Medicină Urgentă și 9 sunt la Spitalul Clinic Republican. Activitatea economică ar putea fi reluată din 27 aprilie în condițiile în care Republica Moldova nu va trece cifra de 3000 de cazuri confirmate cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Ion Chicu. Totodată, cetățenii moldoveni aflați în dificultate peste hotare vor fi repatriați și cu ajutorul curselor de transport rutier. O astfel de decizie a fost aprobată ieri de Comisia pentru Situații Excepționale. Premierul Ion Chicu anunță că dacă până la data de 26 aprilie numărul cazurilor de COVID-19 nu va depăși cifra de 3000, agenții economici, inclusiv Horeca, își vor relua activitatea. Prim-ministrul a scris într-o postare pe rețelele de socializare că pentru a ajunge la această etapă, cetățenii trebuie să respecte mai strict în următoarele două săptămâni regulile sanitar-epidemiologice. Conform deciziei CSE pe perioada stării de urgență, moldovenii din diaspora vor putea reveni acasă și cu autocarele, nu doar urcând la bordul avioanelor de pe curse charter. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe va întocmi liste cu moldovenii care intenționează să vină în țară cu indicarea obligatorie a numelui, prenumelui, numărului de telefon, adresei electronice și domiciliului în Moldova. Prioritate se va acorda pentru repatrierea copiilor, studenților, persoanelor aflate la tratament medical, dar și altor cetățeni aflați în dificultate. Listele cu persoanele care urmează să fie repatriate vor fi expediate Agenției Naționale Transport Auto. Ulterior, ANTA va coordona cu țările de tranzit coridoarele pentru cursele de transport rutier autorizată de către CSE. Comisia a mai decis ca perioada de vacanță pentru bugetari să fie extinsă până la data de 21-24 aprilie. Excepție fac angajații din sectorul medical, cel de urgență și de asigurare a ordinii publice. Angajații din educație vor continua procesul de studii la distanță. Indemnizațiile unice de 16.000 de lei destinate cadrelor medicale infectate cu noul tip de coronavirus la locul de muncă vor fi plătite de către stat din banii donați de cetățeni și agenții economici pe conturile deschise de Ministerul Finanțelor. Câte surse financiare s-au acumulat în total și unde vor fi redirecționate? Iată care sunt precizările Ministerului Finanțelor. Până în prezent, în conturile deschise de Ministerul Finanțelor pentru donații destinate combaterii COVID-19 au fost colectate 18,3 milioane de lei. Din acești bani, 13,5 milioane de lei au fost transferate în fondul de intervenție al Guvernului. Totodată, în urma hotărârii emise de Guvern săptămâna trecută, peste 5,8 milioane de lei din acest fond au fost alocate pentru procurarea peste 51.000 de combinezoane de protecție. Tot din acești bani vor fi achitate indemnizațiile în valoare de 16.000 de lei pentru cadrele medicale infectate la locul de muncă. În total sunt 29 de beneficiari din 8 instituții medico-sanitare publice și o instituție bugetară care au contractat infecția COVID-19 la locul de muncă. Nu se știe deocamdată din ce surse vor fi achitate indemnizațiile pentru toți bugetarii care s-au infectat la serviciu, așa cum a anunțat luni președintele Igor Dodon. Amintim că la data de 17 martie, Ministerul Finanțelor a deschis 3 conturi pentru donații destinate combaterii COVID-19 în lei moldovenești, dolari americani și euro. Donațiile pot fi făcute în continuare prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPEI. Conturile bancare, precum și rechizitele pentru efectuarea donațiilor, sunt plasate pe site-ul oficial al Ministerului de Finanțe.
Orașul Glodeni a devenit un focar de coronavirus, motiv pentru care de astăzi localitatea este plasată în carantină. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale. Astfel, locuitorii nu trebuie să iasă din curte decât până la magazin sau la punctul medical, iar la intrările în localitate vor fi instituite puncte de control pentru securizarea zonei, dar și monitorizarea acesteia. Totodată, transportul public va fi sistat. În Glodeni, numărul cazurilor depistate de COVID-19 a ajuns la circa 100, iar alte 4 persoane au fost răpuse de virusul periculos. Guvernul nu renunță la promovarea prevederilor din legea anulată ieri de Curtea Constituțională. Într-o postare pe o rețea de socializare, șeful executivului Ion Chicu anunță că unele măsuri incluse în pachetul de legi vor fi repetat promovate de executiv în această săptămână. Totodată, Cabinetul de Ministri ar urma să aprobe și alte noi măsuri menite să acorde suport cetățenilor și business-ului. Potrivit lui Ion Chicu, măsurile incluse în lege care nu pot fi aprobate de către Comisia Situației Excepționale vor fi promovate din nou de către guvern în această săptămână. Printre ele se numără și cele 3 prevederi contestate de către deputații din opoziție la Curtea Constituțională. Este vorba de eliminarea dublei impuneri a producătorilor moldoveni care livrează mărfuri în magazinele duty-free, păstrarea în legalitate a comerțului cu amănuntul pentru articolele de tutungerie, prin extinderea cu un an a termenului stabilit în legea tutunului, dar și impozitarea industriei extractive după volumul fizic a materiei extrase. Totodată, Chicu anunță că guvernul va aproba în această săptămână și proiectul de rectificare a bugetului, redirecționând mai multe mijloace pentru sistemul medical, pentru protecția socială și pentru măsuri de susținere a business-ului. Amintim că Curtea Constituțională a anulat legea prin care guvernul și-a asumat răspunderea, deoarece mai mulți deputați din opoziție au invocat că unele prevederi ale legii nu au legătură cu starea de urgență și lupta cu pandemia. Chiar și așa, anterior, Comisia pentru Situații Excepționale a adoptat mai multe prevederi din legea suspendată. Guvernarea socialistă în frunte cu Igor Dodon a viciat intenționat procedura de angajare a răspunderii guvernului pentru legea anticriză ca să scape de responsabilitate pentru situația din țară. Declarația aparține partidului politic Șor și a fost făcută în contextul în care ieri Curtea Constituțională a anulat legea asupra căreia executivul și-a angajat răspunderea. Partidul politic Șor îi cere președintelui Igor Dodon, premierului Ion Chicu și reprezentanților PSRM să renunțe la acuzațiile opoziției pentru situația pe care au creat-o. În opinia formațiunii, șeful statului, prim-ministru Ion Chicu și partidul de guvernare sunt singurii vinovați de această situație, deoarece au încălcat intenționat procedura de asumare pentru pachetul de legi. Ținem să atragem atenția opiniei publice că prevederile din legea anulată nu erau nici pe departe în măsură să atenueze efectele crizei, iar unele prevederi urmăreau promovarea schemelor și a intereselor grupărilor de la guvernare în frunte cu Igor Dodon, se arată într-un comunicat postat pe pagina oficială a formațiunii. În același timp, partidul politic Șor propune crearea unui grup de dialog din care să facă parte reprezentanții guvernării și ai opoziției, ai mediului de afaceri, comunității științifice și ai societății civile care să identifice soluții pe termen lung pentru combaterea efectelor crizei. Partidul politic Șor cere convocarea imediată a Parlamentului cu asigurarea măsurilor necesare de protecție a deputaților și funcționarilor legislativului pentru a examina gravitatea situației în care s-a pomenit Republica Moldova. Solicităm guvernului prin structurile sale cu putere decizională în perioada stării de urgență să execute toate măsurile și acțiunile necesare pentru a diminua la maxim efectele crizei economice asupra mediului de afaceri și a cetățenilor. Totodată, ce ține de hotărârea de luni 13 aprilie a Curții Constituționale, partidul politic Șor constată că guvernarea socialistă în frunte cu Igor Dodon a viciat intenționat procedura la angajarea răspunderii pentru așa numita legea anticriză, ca să fie contestată și să scape astfel de responsabilitate pentru situația din țară. Modul în care guvernul Chicu și-a asumat răspunderea pentru acest pachet de legi, spectacolul care a urmat la Curtea Constituțională, dovedește încă o dată că guvernarea
guvernare a încălcat intenționat procedura ca pachetul de legi să nu fie adoptat, se menționează în declarația formațiunii. În acest context, Partidul Șor le cere reprezentanților guvernării să nu arunce vina pentru propria incapacitate pe spatele opoziției și menționează că o bună parte din prevederile legii anulate reprezentau inițiative care nu aveau nimic în comun cu atenuarea crizei, dar reprezentau scheme economice controversate. Purtătorul de cuvânt al președintelui Carmen Asterpu nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție, iar consilierul prim-ministrului pe comunicare, Vitalie Dragancea, a declarat că guvernarea este capabilă să gestioneze situația epidemiologică cu rezultate foarte bune. Pentru ziua de astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit codul galben de vânt. În plus, meteorologii au emis și cod galben de îngheț pentru următoarele zile. Așadar, în a doua parte a zilei se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Iar în data de 15 și 16 aprilie, în orele nocturne și ale dimineții, se prevăd înghețuri de -1-5 grade Celsius. La sfârșitul săptămânii, vremea se va încălzi până la +18 grade ziua, însă soarele nu va fi prea generos. Atât pentru această oră, eu vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. O zi frumoasă alături de noi, la revedere!